Ionuț. Unu acțiune la Naționala Moldovei, ultimele două meciuri amicale din acest an cu Azerbaijan și România. Ce-i frumos asta că echipa vine după trei victorii consecutive în Liga Națiunilor. Cred că moralul ridicat, motivația este frumoasă. Eu cred că sunt șanse să continuăm seria pozitivă. Tu ce spui? Da, desigur, venim după o serie de trei victorii, dar să nu uităm că aceste trei meciuri au rămas în istorie. Și am venit iarăși la selecționată să demonstrăm că putem să avem o continuitate și să obținem rezultate bune și în aceste două meciuri. Meciul cu România poate fi unul deosebit pentru tine sau nu contează? Nu, este un meci ca toate celelalte. Nu pun acest meci mai primordial ca altele. Sunt la același valoare ca și toate meciurile la selecționată. Nu abordăm aceste meciuri ca niște meciuri amicale din start, vă spun. Le luăm în serios și cred că pe teren asta se va observa. Dacă la meciul trecut cu Liechtensteinul, Ovidiu s-a trecut în cont cu Victor Stână, meciul cu Letonia, spre surprinderea multor, ai marcat tu la Riga. N-ai marcat niciun gol pentru Petru Cup nici până acum și ai dat gol la Națională. Cum s-a întâmplat? Da, mai bine mai târziu decât niciodată. Am fost la locul potrivit, în momentul potrivit. Atât pot să spun. Sunt fericit că am ajutat selecționată să obțin această victorie importantă. Din păcate nu ne-a reușit să ne calificăm în grupa C. Dar pentru asta suntem aici, să mai demonstrăm o dată și să muncim în continuare. Dacă e să vorbim despre anul 2022, care se apropie cu pași rapid spre final, cred că a fost un an frumos pentru tine și la Națională și la Petru Cup. Ce amintiri ai despre acest an? Doar amintiri frumoase. Dacă ce ține de club, am reușit să trecem două etape în preliminarele Conference League. Am obținut rezultate frumoase și cu Șerif. Am reușit să jucăm egal la acasă și să-i câștigăm acasă. Și ce ține de selecționat, am avut 4 câștiguri, un egal și o înfrângere în 6 meciuri. Cred că este un sezon destul de reușit pentru mine personal. Naționala Moldovei joacă acum cu Azerbaijanul. Noi avem un avantaj în meciurile directe. Tu cum vezi acest meci? Văd un meci destul de greu pentru noi, aș spune, dar pe măsură. Am analizat astăzi puțin adversarul și au o echipă destul de bună. Deja după meci am putea să vorbim despre anumite caracteristici despre echipă. Despre România ce pot spune? Ai văzut vreun meci de al lor? Încă nu am analizat România, pentru că ne gătim de Azerbaijan, dar știu foarte bine campionatul României și jucătorii care joacă acolo, pentru că urmăresc destul de des acest campionat. Spun că o echipă foarte bună, atât pot să adaug. Și în final, suportul fanilor este important, un mesaj pentru spectatori. Vreau să vă îndemn pe toți care iubiți fotbalul și sunteți îndrăgiți de acest gen de sport să veniți miercuri și duminică la meciurile naționale la Stadionul Zimbru. Vom fi recunoscători dacă veți fi alături de noi și ne veți susține, iar noi la rândul nostru ne vom stărui să vă bucurăm cu rezultate frumoase.